3 years later, suntem din nou în Turcia, mai exact în Istanbul, dar în acest moment suntem în partea asiatică din Istanbul. După cum se vede și steagul din spatele meu, suntem pe un deal unde se vede aproape tot Istanbulul de aici. Este un peisaj superb. Suntem cu Europa Turism, bineînțeles, suntem cu grupul. Suntem de o zi și puțin aici. Din păcate filmez doar acum pentru că ieri a plouat toată ziua. A fost o vreme foarte, foarte urâtă. Și astăzi se pare că este mai frumos. V-am spus, de aici se vede foarte, foarte fain. Se vede tot Istanbulul. Am să vă arăt și vouă chiar acum. Din păcate cu GoPro-ul nu se vede foarte așa, nu se vede atât de bine. O să încerc să filmez cu telefonul și am să vă las imagini de pe telefon. O să stăm puțin pe aici, să ne bucurăm de peisajul acesta fain. Este bine că nu este ceață și putem să admirăm acest peisaj superb. Mergem acum să bem un ceai turcesc, să-i zicem așa, un ceai specific făcut de ei, care este destul de bun din punctul meu de vedere. Iar după aceea o să mergem să vizităm panorama. Nu uitați că găsiți vlogurile din Turcia, pentru că avem deja vloguri din Turcia, le găsiți la mine pe canal, unde puteți să vedeți toate obiectivele pe care le-am vizitat în cele 4 zile pe care le-am petrecut în Istanbul. Mergem să bem ceiuțul, după care mergem la panorama. Am să vă arăt, să vă las câteva imagini și de pe acolo, pentru că chiar merită, acea panorama este superb, absolut. Am luat ceaiul. Să savurăm, a apărut și cineva în vlog între timp. Am mai luat ceva pe lângă ceai. Ce mi-a luat pe lângă ceai? Eu. Tu? Da. Hey, te-am luat pe tine. Bun, suntem în Istanbul. Da, în partea asiatică. Am făcut introducerea. Ok, așa. Și vremea s-a făcut super faină, adică nu mai plouă, ceea ce e perfect. Și acum o să mai mergem, să mai continuăm, să mai vedem, dar o să vedeți în vlog, mergem la un muzeu tare, tare mișto. Panorama se numește, e foarte mișto, ăla o să vă placă tare mult. Cel mai tare. O să vă mai zicem. O să vă zicem când ajungem la bazar ce și cum mai povestim acolo, dar ca și introducere, suntem în Istanbul de 2 zile. Da, am fost doar ce am fost la Dolmabahçe. Bineînțeles, acolo nu se poate filma, nu se poate face video, dar merită, deci merită dacă vreți să-l vizitați. Doar ca idee așa. Și acum admirăm panorama de aici cu un ceai fierbinte. Ce bine că avem un ghid de la ei, că mai aflăm și lucruri de la care nu ai cum să-l afli. Că spunea că această parte asiatică este chiar inversul Turciei. Dacă în Turcia... Bun, suntem înăuntru în muzeu. Mergem să vedem panorama. Și o să lăsăm imaginile să vorbească pentru noi. Și lăsăm imaginile să vorbească. O să lăsăm mai puțin de data asta, pentru că aveți deja vlog cu panorama de aici și îl puteți vedea pe canal. Îl puteți găsi pe canal. Hai să urcăm să vedem panorama. Ceva super, super tare. Tocmai ce am ieșit, aștept comentarii, opinii, ce vreți voi despre ce ați văzut, dar să știți că mie îmi place foarte mult panorama aceasta, deci este extraordinară.
Hai să auzim un prim comentariu. Tică, zici și tu ceva. Zic acum, dacă zic. Tică nu vrea să vorbească. Va fi tragic. Spuneți un comentariu despre ce ați văzut. Nu despre asta. Bună ziua, pot să zic. Merhaba. Merhaba. Bun, mergem să mâncăm ceva pentru că este și cazul. Trebuie să luăm un prânz. Și după ce luăm un prânz, vom merge pe croazieră pe Bosfor. O să fie super. Dar filmăm mai multe de pe acolo și mai vorbim. Deci după un launch copios, nu? În continuare, se vede cea mai... Ne revedem peste 2 minute! Până la Băsara, intrarea în Marea Neagră, acolo a pus un al treilea port. Vântul chiar recent a fost și anul trecut. În timpul războiului... Nu pot să cred așa ce... ...a fost folosit de britanici pe post de spital. I-a fost de la început... Încerc să filmezi și Tică vorbește. Nu m-a auzit, știu. ...militar care a fost... Deci după un launch foarte bun, specific turcilor, suntem pe Bosfor în momentul acesta, pe croazieră. După cum se vede și în spatele nostru, avem un view superb și plimbarea asta pe Bosfor cu croaziera este super, cu vaporul este super fain. Foarte faină. Și după aceea o să facem Spice Bazaar, bazarul de mirodenii. Vremea e super ok, s-a făcut foarte fain, da. Ceea ce e perfect. Mergem să vedem ce mai negociem pe acolo prin bazar și ce ne mai cumpărăm. Și cum mai e. Și cum mai este, bineînțeles că, na. O să vă facem un update după. Vă facem un update după, pentru că lira e la pământ și acum, practic, avem mai mulți bani. Un euro... 15 lire. Este 15 lire, da. Deci echivalentul la un euro este 15 lire. Acum 3 ani, cu un euro, cumpăram 8 lire, 7 lire, 7-8 lire. 7-8 lire pe acolo, deci nu vă dați seama. 2 ani. Acum 3 ani am zis. A, 3 ani, solid. Da. Deci ne bucurăm de croazierea aceasta. În spatele nostru se vede Bosforul. În acest moment suntem în partea asiatică. Am fost în partea asiatică și cu autocarul și acum suntem și cu vaporul. Super tare. Esplanada asiatică. Revenim după bazar să vedem ce ne-am cumpărat și revenim direct de la hotel. Selva, chiar la bazarul de mirodeni. Acolo să dar vă spun că aici pentru că nu sunt toată negociată. Dar ce puteți face? Cum intrați? Ce se spune să arătiți? Hei, bună dimineața! Bine v-am găsit la o nouă zi de vlog. Astăzi suntem în ziua 3 din Istanbul și o să facem tot centrul istoric. Stați puțin să mă dau, că n-aș vrea să mă calce. Astăzi o să facem centrul istoric. O să facem Moschea Albastră, Topkapı, Hagia Sophia și Marele Bazar. Și se anunță o zi super, 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 super faină. Este soare, după cum vedeți în spatele meu. Sunt în Taksim Square. Noi avem hotelul chiar aici. Spatele meu este o moschee care încă nu a fost inaugurată, dar se găsește în piața Taksim, unde este și statuia celebră din piața Taksim și unde trece și tramvaiul roșu. Așa că am venit de dimineață ca să facem niște poze, dar nu am succes, bineînțeles. Am venit prea târziu. Asta e. Claudiu nu s-a trezit. Ba da, m-am trezit. Sunt treaz. Și va trebui să așteptăm până la 9 când mergem spre autocar ca să fac pozele atunci cu tramvaiul. Pentru că mi-am luat toate cele ca să fac niște poze faine, niște magnezi, nu știu ce, tot. O să vă întorc, să vă arăt. Uite undeva turnurile de acolo. Bă, oamenii ăștia sunt incredibili aici, jur. Deci turnurile undeva de acolo, acolo e hotelul nostru. Putem poziționa super, super mișto. Claudiu? Da, acolo suntem noi. Așa.
Și așteptăm să facem și ziua de astăzi, pentru că mâine, din păcate, vom pleca. Bun, ca un mic update, aseară nu am mai putut să filmez nimic după ce am ieșit din bazar, era pentru noapte. Că era noapte. Am fost în bazar acolo, negocieri la greu s-au dat, am cumpărat mirodenii. O să vă arăt de seară, când mă întorc la hotel, o să vă arăt ce mirodenii am cumpărat și, na, ca să știți și voi, în caz că veniți pe aici să vă luați. S-au mai scumpit puțin chestiile, mai ales de când a picat lira. Da. Și dar atmosfera e la fel. Atmosfera e la fel, multă lume, cel puțin în piața Taksim. Aseară când ne-am întors din bazar, efectiv, am stat 10 minute la hotel și pe aia am plecat în oraș. Ne-am întors pe la 11 seara. 11 jumate seara, rupți de oboseală, direct somn, și de aceea n-am mai putut să filmăm nimic, pentru că am vrut aseară să vă arăt ce am luat din bazar. Dar o să mai mergem și astăzi în bazarul mare, ca un ultim obiectiv, să vedem dacă mai luăm și ceva de pe acolo. Dacă nu, oricum vă arăt ce am luat din bazarul mic. Acum o să stăm puțin, să vină și oamenii. Mai stăm pe aici, dacă tot ne-am trezit așa de dimineață. Bine, oricum trebuia să ne trezim ne-am ca să luăm micul dejun. Dar am ieșit puțin mai repede din hotel. Cum v-a spus și Luiza, vizităm obiectivele principale. Astăzi o să vă arăt puțin din fiecare, pentru că deja avem vloguri de pe la obiectivele acelea. Și am să vă arăt în clipul de astăzi puțin din fiecare, să vedeți așa cum arată. Te calcă efectiv în, ăștia aici, Doamne. În ziua de astăzi. Ne vedem de pe drum. Bun, am vizitat așa Suleimania, nu? Am stat puțin pe acolo. Și acum mergem să vedem Top Kapı și după care Hagia Sofia. Aici la Top Kapı o să petrecem cam o oră și jumătate, cam așa, pentru că este foarte mare locul. După aceea o să mergem să facem Hagia Sofia, Dolmabahçe, Hagia Sofia și Moschea Albastră și se merge la bazar. Da. Mai mergem ipodromul, mai avem la ipodromul și mai avem o tură de cumpărături după aia. Nu știu dacă o să mai luăm acum așa multe, dar ieri ne-am luat la condimente la greu. S-a făcut cald. Ieri a fost mai înorat și mai frig. Azi chiar e cald. Deja mi-e cald cu geaca. Și cam trebuie să o dau puțin jos. Am trecut de un filtru de securitate și acum mai avem unul sau da, nu? Da. Avem unul în care biletele, da, în care ne cere biletele. Și securitate. Bun, și intrăm în Top Kapı. Părăsim Top Kapı. Îl părăsim. A fost fain pe aici. Cel puțin prin grădinile interioare pe aici e super fain să te plimbi. Am mai descoperit și ceva nou între timp. Peisajele pe care le vezi de aici sunt super faine. Se vede Bosforul, vapoarele. Ai peisaje faine oricum. Deci dacă ai venit la Top Kapı, ai ce vedea. Plus de asta am văzut și sabia lui Ștefan cel Mare, pe care am reușit să o și filmez.
data trecută nu te lăsa nici să faci poze, nici film, nimic, erau pe tine. Acum se pare că a fost mai lejer. Și acum mergem spre Hagia Sofia sau moschee, sau moschee albastră, nu știu, una dintre ele, dar cert e că le facem pe amândouă, dar vedem ce și cum. Vom face tot împreună cu hipodromul, deci se face tot complexul de acolo și apoi mergem către bazar. Da. După aia mergem către bazar. Vremea e super fain în continuare. Deci chiar, chiar foarte fain. Și e full, deci au început să vină grupuri, wow. Da. E full de oameni. Deci turismul a început ca lumea. Grupuri multe. Bine, ne revedem de la Hagia sau de la moschee, vedem care e prima. Exact. Vedem care cum le facem. Și I'm hungry. I'm hungry too. Bun, am vizitat și Hagia Sofia. Hagia Sofia, moschee albastră și hipodrom. Moschee albastră doar că este în renovare. Da, nu prea e nimic mai. Nu prea e nimic interesant și eu nici n-am mai intrat, dar oamenii care au intrat au zis că nu se vede nimic pentru că e în renovare. La Hagia Sofia, aceasta s-a transformat din muzeu în moschee și nu se mai plătește. Nu se mai plătește. Dar vizitarea se face tot așa, cu capul acoperit și cu papucii în mână. Exact, trebuie să te descalzi la intrare. Doar că turul nu mai este așa fain cum era acum 3 ani când am fost noi. Interiorul. Da, e doar interiorul, înainte te puteai urca până în cupola aproape. Trece și o mașină de la armată pe aici. Este extraordinar de full în Istanbul, deci ca aproape în vremurile bune. Înainte era și mai full, dar și acum, deci am stat la coadă la moschee albastră, era o coadă imensă, foarte mare. Bine, mergea destul de repede, dar e full, deci e mega popular pentru că și-a dat drumul la turism, nu prea mai te întreabă nimeni nimic și atunci nu mai ai nevoie de nimic. S-a intrat în mod normal, se intră cu certificat verde, test, PCR sau trecere prin boală. Niciune nu ne-a întrebat nimic. De absolut nimic. Și trebuie să se facă un cod HES, un cod QR HES. Acela e bine să vi-l faceți dacă mergeți cu transportul în comun, pentru că vă va întreba de el. Cineva sigur vă va întreba. Sau la un muzeu, dar în rest... În rest nu ne-a întrebat nimeni nimic. Niciun control, la absolut nimic. Nici la intrare în Turcia. Nu, păi la intrare în Turcia. Nu a trebuit să arătăm dovada de vaccinare, probabil trebuie să o arătăm când ne întoarcem în România. Da, într-un stat în carantină. Și acum mergem către bazar. Deci spatele nostru e full. Către Grand Bazar. Multă lume peste tot, deci peste tot. Nu mai spun la Hagia Sofia unde era foarte multă lume și acolo. Și da, o să mergem în bazarul mare unde o să filmăm foarte puțin pentru că o să fie mai nebunie decât este aici și de-abia o să mă mai auziți. Și nu are rost să filmăm de acolo pentru că iese înghesuială mare și atât. Dar ne vom revedea după, direct de la hotel, să vedem ce am mai luat din bazar. Ne vedem direct de la hotel. Am ajuns și noi într-un final la hotel. Suntem rupți de oboseală. Ultimul obiectiv a fost Marele Bazar, dar am stat foarte puțin pe acolo pentru că noi ne-am dus la o cafenea. Pentru că am mai fost în Marele Bazar și știm ce nebunie este acolo, am fost doar foarte puțin să mai iau un singur condiment, pentru că ați văzut câte mi-am luat, deci m-am umplut efectiv de condimente, sunt plin. Bineînțeles, l-am scos și la un preț bun pentru că n-a trebuie să negociez când vii în Turcia, mai ales în bazar. Pe lângă condimente și astea, doar ce am fost la un supermarket, ne-am luat și tot felul de cafele, ceva ce nu există pe la noi prin țară. Cafea la pliculeț de la Starbucks. Da, deci cum v-am zis, suntem rupți de oboseală, așa că ați văzut ce mare nebunie a făcut pe acolo. Bine, mai multe le-am cumpărat din bazarul mic și din bazarul mare, v-am spus, am cumpărat un condiment și încă o chestie, parcă. Și atât, ne-am dus, am băut o cafea și ne-am odihnit în schimb.
dar da, este nebunie, este nebunie prin Istanbul. Să nu vă mai zic de traficul din oraș, este o întreagă nebunie, nebunie practic. Oamenii circulă pe unde vor, mașinile se bag în fața ta. N-am ce să zic, decât aici trebuie să ai mare, mare grijă, mai ales dacă vii cu mașina, dar nu recomand așa ceva, să vii cu mașina, pentru că este un total haos. Cam ăsta a fost vlogul din Istanbul, sper că v-a plăcut. Noi ne ducem să mâncăm ceva și după aia direct somn, pentru că suntem foarte obosiți. Ne revedem în clipul următor, numai bine!